Astăzi vă voi da pas cu pas instrucțiuni despre cum să vă îmbogățiți. Mie mi-au trebuit 9 ani să învăț acest lucru. Vă voi spune cum oricine poate obține tot ceea ce își dorește. Dacă îi facem o fotografie corpului nostru, folosind tehnica Kirlian, am arăta exact așa. Corpul nostru va avea o formă strălucitoare. Suntem o masă energetică cu o frecvență vibrațională ridicată. Oamenii operează la frecvențe foarte înalte. În corpul nostru multe elemente sunt în mișcare și viteza lor este foarte mare, atât de mare încât totul pare că stă în loc. Uitați-vă la această imagine. Să presupunem că toate aceste linii reprezintă nivele vibraționale. Numărul lor este infinit. Fiecare frecvență în parte este legată atât de cea superioară cât și de cea inferioară. În acest spațiu energetic nu există întreruperi. Iar dacă nu există întreruperi, atunci totul în acest univers este interconectat. Există doar o singură mare putere și aceasta se poate manifesta sub diferite forme. Cu toții credem că suntem diferiți, dar este doar o aparență, nu suntem deloc diferiți. La un nivel profund suntem cu toții din același aluat. Facem doar lucruri diferite, s-ar putea să gândim diferit, dar suntem cu toții legați de o putere comună. Toată lumea are acces la această putere și dacă oamenii ar conștientiza acest lucru, multe probleme ar fi rezolvate. Să presupunem că X reprezintă locul în care te afli în acest moment. Te reprezintă pe tine și locul în care te afli în acest moment al vieții tale. Tu ai capacitatea de a arunca o privire foarte sinceră asupra trecutului tău și de a vedea cum ai ajuns în acest loc. Tot ce s-a întâmplat este înregistrat în mintea ta. Poți privi înapoi și poți vedea cum prima alegere te-a dus către cea de-a doua, cea de-a doua către cea de-a treia și așa mai departe. Îți poți aminti persoanele pe care le-ai întâlnit, locurile pe care le-ai vizitat, unde ai locuit, unde ai muncit și analizând toate aceste lucruri în mintea ta, îți vei da seama cum ai ajuns în locul în care te afli acum. Și acest lucru se datorează capacității de a-ți aminti. Însă când îți privești viitorul, totul este diferit. De exemplu, îți spui, vreau să ajung în acel loc. Acesta este visul care ți-a venit acum în minte, însă scapi repede de el, pentru că nu știi cum să ajungi acolo. Atunci când ne gândim la ceva sau atunci când ne dorim ceva, este foarte important să înțelegem că noi nu am creat nimic și nici nu am distrus. Doar ne-am sintonizat unei situații deja existente în univers. Și în loc să renunțăm la visul nostru, trebuie să înțelegem că locul în care ne dorim să ajungem există deja. Este o frecvență la care ne aliniem depășind barierele locului în care ne aflăm acum în propria noastră conștiință. Și acest lucru este o realitate, nu este doar o idee fantezistă. Ceea ce trebuie să înțelegem este că atunci când vizualizăm ceva, nu este doar în imaginația noastră, ci acel lucru există deja, este o frecvență. Și atunci când ajungem pe acea frecvență, tot ceea ce am vizualizat începe să se transforme în realitate. Această nouă stare de conștientizare devine casa noastră din care privim lumea. Comportă-te precum persoana care vrei să devii. Atunci când vei trece la o frecvență mai înaltă, vei comunica cu o lume care este complet străină și care nu poate ajunge la cele 5 simțuri ale tale. Până când nu vom începe să studiem, ne vom conduce după ceea ce auzim, vedem, mirosim, gustăm, atingem și trebuie să scăpăm de asta. Chiar trebuie să începem să înțelegem aceste lucruri. Când vei trece la un nivel superior, atunci vei începe să-ți folosești abilitățile superioare. Nu te vei mai conduce după ceea ce auzi, vezi, miroși, guști, atingi, dar vei urma ceea ce vezi în mintea ta, ceea ce nimeni altcineva nu poate vedea. Steve Jobs a înțeles foarte clar aceste lucruri. El a spus, nu poți uni punctele uitându-te înainte, le poți uni doar dacă te uiți înapoi. Așadar, trebuie să ai încredere că toate punctele se vor conecta într-un final în viitor. Începe doar să trăiești pe o nouă frecvență și totul va începe să se întâmple pentru tine. Una câte una schimbările vor apărea în viața ta și în foarte scurt timp vei ajunge în locul în care ți-ai dorit. Și asta a fost tot. Iar când vei ajunge acolo, vei conștientiza că ai fost deja acolo. Trebuie să înțelegi că aflându-te pe vechea frecvență, ești constant bântuit de probleme și dezamăgiri. Trebuie să preiei controlul și să nu lași vechea paradigmă să te stăpânească. Ea îți va provoca îndoiele, îți va provoca frică și disperare. E ca și cum în interiorul tău ar fi o persoană care te bagă în această stare de negativitate. Cred că foarte mulți oameni cunosc această stare. Ea vorbește constant cu mintea ta când ești singur, când stai culcat, când te trezești dimineața sau poate când ești la duș. Îți repetă continuu, acest lucru este imposibil, nu ai bani, nu poți stăpâni acest lucru, nu vei face niciodată pe nimeni să creadă în toate ideile care îți trec prin minte.
Asta îți face vechea paradigmă. Așadar, de ce nu ai vrea să treci la o nouă frecvență? Creează-ți un asistent care te va susține în mod constant pe drumul către visul tău, care îți va spune, tu poți face asta, tu poți obține tot ce îți dorești. Viitorul trebuie să devină prezent în imaginația celui care dorește să-și creeze cu înțelepciune și în mod conștient circumstanțele exterioare. Noi trebuie să ne traducem viziunea în existență pură, nu gândindu-ne la ea, ci gândind în perspectiva ei, ca și cum ar fi deja reală. Gândirea din perspectiva destinației finale reprezintă o percepție foarte intensă a lumii dorinței împlinite. Pentru a te comuta la o frecvență mai înaltă, trebuie să fii de acord cu acest lucru. Trebuie să crezi în asta. Cu alte cuvinte, aceasta este decizia ta. Eu nu pot face nimic pentru tine. Numai tu poți ajunge acolo. Va trebui să te adaptezi noilor idei și sentimente pe care le reprezintă această nouă frecvență. Și atunci vei acționa intuitiv. Numai în acest fel vei reuși să obții tot ceea ce îți dorești. Cauza sărăciei constă în conștiința voastră programată pentru sărăcie. O conștiință programată pentru sărăcie face ca o persoană să vadă, să audă, să gândească și să simtă doar lipsuri și limitări. Atunci când oamenii bogați se confruntă cu dificultăți financiare în viață, ceea ce nu este atât de rar, au suficientă înțelepciune de a-și concentra toată atenția asupra cauzei problemei, își adaptează gândirea și continuă să avanseze. Să ascultați cumva conversația oamenilor a căror conștiință este programată pentru sărăcie, neajunsuri, limitări, momente dificile, doar despre asta vorbesc. Toate conversațiile lor sunt reduse doar la asta, doar pentru că toate gândurile sunt concentrate asupra acestui lucru. Gândurile lor sunt concentrate asupra neajunsurilor, deoarece mintea lor este programată pentru sărăcie și permit rezultatelor existente să controleze modul de gândire. Mintea umană poate realiza cu adevărat orice, tot ce își poate imagina și tot ce în ce este capabilă să creadă. Uită de trecut, lasă-ți deoparte rezultatele de astăzi, visează. Lasă-ți mintea să se înalțe. Bob Proctor.